Eu nu am avut același noroc ca și băiatul meu. Anii trecuți trimiteam bani lunar ca să poată termina școala. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Aș vrea să trimit niște bani în România. Pașaportul, vă rog. Da. Chiar dacă mi-a fost greu, mă simțeam persoana cea mai norocoasă din lume. Datorită efortului meu, el are acum un viitor mai bun. Acum trimit bani în România ca să înceapă nouă viață alături de altă persoană. Pentru că peste lună, băiatul meu se căsătorește. Mulțumesc, moment. Chiar dacă nu am bani pentru a merge acolo să-i fiu alături în cea mai importantă zi din viața lui, simt că sunt alături de el dacă n-am. Am ceva pentru dumneavoastră. Acesta este felul meu de a demonstra că se poate baza pe mine chiar dacă sunt în cealaltă parte a lumii. Pentru mine. Și uneori norocul nu se caută, se găsește. Prezența mea la nunta fiului meu va fi cel mai fericit moment din viața mea. Premiul după mulți ani de sacrificiu.